Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV. Discutăm despre ordonanța de guvern a guvernului Ponta, care permite pentru 45 de zile migrația politică. Am invitat în studio un reprezentant de la PNL, este vorba de consilierul județean Dorin Bădulescu, și un reprezentant de la PSD, este vorba de domnul Adrian Ionel Mocanu. Înainte de a trece la alte discuții legate de acest subiect, haideți să vedem și părerea primarului municipiului Buzău, mai degrabă părerea președintelui PSD Buzău, domnul Constantin Boșcodeală, la aflarea că această ordonanță ar urma să fie emisă de guvernul Ponta. O declarație în care veți vedea satisfacția domnului primar vis-a-vis de emiterea ei. Ordonanța, plecați din PSD? Nu, dacă se dă ordonanța, îi aștept pe toți în PSD. Pe toți. Aveți semnale? Nu, n-am discutat acest lucru. Dacă să nu fie un semn de întrebare, îi aștept pe toți. Consilieri județeni, consilieri locali și primari. Ce le oferiți ca să vină PSD? Nimic nu le ofer, doar garanția că România va fi condusă drept după ce Ponta va fi președinte. Da, o declarație originală, aș spune eu, a domnului Boșcodeală. Domnul Bădulescu, cum o comentați? Păi plec de la că România va fi condusă drept după ce Ponta va fi președinte. Nu le dau nicio garanție, dar legând-o de Ponta, este clar scopul în care a fost dată. Deci, răspunde la întrebarea noastră din prima parte a emisiunii. Este conștient și domnul Boșcodeală de scopul care a fost ordonanța. Nu încercăm să ne ascundem după copac, că asta este situația. Știe dânsul ceva de așa de zâmbitor? Că se bucură de acest act normativ și că îi cresc eventualele puteri în calitate de președinte al organizației PSD Buzău? Da. Dar și, să zicem, în 2004 PSD Buzău avea toți primari. Și după ce au fost alegeri în 2004, au pierdut președinția Consiliului Județean, au pierdut viceprimarii la municipiu, s-au pierdut niște orașe. Deci nu e un succes să ai toți primarii în aceeași tabără, că devii dubios. Și oamenii încep să se gândească că poate ar fi bine să îi facă să plece mai repede. Și acum nu există nicio garanție pentru nimeni, indiferent că se duce la un partid sau altul, că dacă schimbă partidul, comunitatea din care face parte respectiv, o va aduce mai bine. Nu există astfel de garanții, indiferent ce ar spune politicienii și așa mai departe. Da, haideți să mai luăm încă un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Îmi pare foarte rău să vă spun, dar rușine cu apărim cu așa probleme în fața cetățeanului buzoian. Și vă spun și de ce. Nu știu cine sunt dânsii de când dumneavoastră, PSD-ul, PNL-ul, tot un drache. Dar ca să ajungi să faci un vot pentru domnul Ponta, să iei oamenii cu jacpa după stradă, e rușine, mare rușine. Votul e liber pentru tot poporul. Păi stați puțin, la ce vă referiți dumneavoastră mai exact? La ce ne referim? La ce se întâmplă acum în țara românească. Mai exact, ce se întâmplă? Plângerea de semnături pentru domnul Victor Ponta sau pentru Iohannis sau pentru cine ne-au condus și ne conduc. Păi așa trebuie, așa scrie la lege, că fiecare candidat la președinție trebuie să aibă un anumit număr de voturi. Și cum? Cu japa? Iei omul din mână și îl duci la vot? Rușine! Păi stați puțin, că deocamdată e vorba de strângerea de semnături, nu de a merge la vot. Și strângerea de semnături, omul e liber să vină singur. Nu sunt lei cu japa după stradă. Păstați puțin că dumneavoastră deci vă referiți la altceva. Deci ziceți că sunt oameni care sunt luați cu japca. Exact. Așa să semneze. Ia din mână și ai, mă, dă semnătură. Ați văzut dumneavoastră ceva de genul ăsta? Da, am văzut. A fost o intervenție aseară cu dumneavoastră, domnul oraș, cu dânsul la Amaru sau de unde? Da, reclama cineva la Amaru, dar... Păi vedeți... Fără foc nu este foc. Da, dar nu e și obligatoriu ca intervenția respectivă să fie una adevărată. Așa e, oricine poate avea o părere. A mea? Poftiți? Intervenția mea să nu fie adevărată? Da, dacă ați văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră sau dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră, puteți să o spuneți.
Am văzut cu ochii mei, altfel nu sunt idiot să vă telefonez. Unde s-a întâmplat lucrul ăsta? Spuneți-ne mai exact. Na, nici dânsul de aseară nu vă spun. Păi, vedeți, păi dacă n-aveți curaj, așa pot fi aruncate pe piață? Veniți cu dovezi, domnul meu. Domnilor interlocutori, când vom avea încredere în justiția română și în cei care ne apără, atunci vom da lucrurile pe față. Dar acum, dacă eu voi spune ceea ce voi spune... Vă e frică sau ce? Na, dar s-a instaurat frica în România, e logic. E logic. Cum au curajul domnilor că dumneavoastră să vină să ne spună nouă după 25 de ani când țara românească e bine? Păi, dar n-au spus lucrul ăsta. Cum să nu spună? Nu. Că văd după fețele dulce. Dar s-a spus puțin, când n-am discutat despre subiectul ăsta, dacă o duc bine sau rău românii. Am discutat vis-a-vis de ordonanța asta. Domnul Amuraș, intuiesc ceea ce se va întâmpla. De 25 de ani se întâmplă același lucru în România. O ținem din alegeri. Da, o să discutăm despre subiectul propus de dumneavoastră în altă emisiune. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție. La revedere. Reclama dânsul faptul că strângerea asta de semnături nu s-ar face atât de cușer cum ar trebui. Și cine obligă cetățeanul să semneze, să-i scoată actul de identitate din buzunar, să scrie un CNP și o serie și un număr de buletin și să-l mai și semneze, cu luat de mână? Nu e obligat, dar bănuiesc că s-ar putea să fie ademenit pe aici, pe acolo, da? Ademenit. Îi se mai promite ceva, îi se mai dă poate ceva. Ca să semneze, da. Știți cum este, dacă discutăm de numărul de semnături necesar unui candidat la prezidențiale să candideze, acestea s-au strâns de mult. Acum vor continua acțiunile în funcție de ce se face în județ. În rest, din punctul meu de vedere, cred că este totuși o exagerare, pentru că nu poți să scoți să tragi de cetățean. Dacă vrea, omul semnează, dacă vrea să duce la vot, că de-aia e libertate, suntem într-o democrație pe care încercăm să o păstrăm, așa fragilă cum e, prin astfel de acte. Da, bănuiesc că nu ar fi probleme pentru Victor Ponta sau, mă rog, pentru Klaus Iohannis din partea dumneavoastră, domnul Bădulescu, să strângă alea 200.000. Nu e nicio problemă pentru niciunul din candidați. Și mă refer chiar și la cei care au șanse mai puține să strângă acest număr, pentru că există niște structuri de partid în spate și care ajută și la chestiunile de genul ăsta. Ne dorim asemenea semnături. Da, să citesc și un mesaj venit din partea unui telespectator. Zice așa, nu mai faceți pomeni electorale exploatând ilicit terenurile noastre fără contracte, fără avizul proprietarilor, cu colaborarea celor plătiți să respecte legea. Vezi cazul de la Vadul Pașii, unde oamenii primăriei și alcooliții lor și-au făcut averi colosale prin fraude, falsuri și uz de fals în formă continuă. Faceți ceva ca legea să fie tară, eliminați profitorii. Bun, nu prea avea legătură cu subiectul emisiunii noastre. Altcineva zice așa, bună seara, domnul Ponta și PSD vor cu disperare să iasă președinte, să ne ferească Dumnezeu că ne-am săturat de ei și de ordonanțele de urgență date în favoarea lor. Domnul Bădulescu, din câte am înțeles ieri, dinspre PNL s-a emis așa o misivă, o circulare înspre aleșii PNL, prin care li se spuneau, sau li se atrăgea atenția mai exact, că dacă cumva își vor schimba partidul în perioada următoare, riscă să rămână fără mandat. După care l-am spus și la început de emisiune. Există anumite riscuri din punct de vedere juridic ca anumiți aleși locali să rămână fără mandat. Am spus în anumite circunstanțe. Nu mă refer neapărat la, și pentru primul telespectator care a discutat, nu mă refer neapărat la o eventuală decizie a Curții Constituționale, ci la alte mecanisme. Bun. A fost... Eu personal sunt ales local. N-am primit această misivă și, sincer să vă spun, având în vedere cam o dublă calitate și de jurist, cam știu care sunt, ar putea fi consecințele unui astfel de act necugetat pentru un ales local. Pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi spuse aici, în ceea ce privește ce se întâmplă cu un mandat al unui consilier local. Și pe de altă parte, dacă astea să analizăm această ordonanță din punct de vedere legal, de ce nu pot fi spuse aici lucrurile astea? Pentru că din punct de vedere juridic există soluții, dar nu le pot spune în fața ta. Deci aveți pregătit o reacție, că există o reacție din punct de vedere juridic. Da, vă întrerupt, domnul Bădulescu, că mai avem pe cineva pe fir, să mai luăm și această legătură. Bună seara! Bună seara, domnul Oraș, bună seara invitatorilor dumneavoastră. Am înțeles că ambii invitați sunt juriști. Da.
am să le dau amândorara o speță pe care i-aș ruga să o rezolve. Vă rog. În municipiul Buzău s-a candidat pe lista USL-ului. Să admitem că un post de consilier se vacantează. Cine urmează, deci normal ar trebui să urmeze primul supleant. Cum se rezolvă situația asta? Pentru că este lista USL-ului. Păi, în mod normal, cum a spus și dumneavoastră, ar trebui să vină primul supleant, da? Dacă se vacantează un post, da? Așa ar trebui și bănuiesc că așa s-a și întâmplat până acum, nu? Nu, fiind vorba acum de partide separate, nu cred că merge treaba asta. Da, până acum, cum s-a întâmplat, domnul Bădulescu, până în momentul de față? Urca următorul suplant. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. Urca următorul suplant, fără niciun fel de problemă, cu avizele celor două partide. Cam asta a fost optica și n-a fost... În contextul în care în Buzău s-a conlucrat. Da, când se înțelegeau, să spunem, da, PNL-ul cu PSD-ul. Dacă acum nu se mai înțeleg, ce problemă ar putea apărea? Problema care ar putea apărea ar putea fi de rea voință din partea unuia dintre partide să nu dorească să se pună pe la pună. Asta ca regulă. Asta ca regulă, că așa s-a creat o obișnuință în USL să ambii președinți să facă lucrul ăsta. Dar să nu uităm că fiecare candidat din lista respectivă a fost propus de un partid politic membru al Alianței. Și atunci, din punctul nostru de vedere, era suficientă semnătura șefului de partid sau a partidului din care acel supleant era membru la momentul la care a fost înscris pe listă. Păi, vin și eu cu problemă, da? Și mai exact, aceasta a fost singura problemă pe care a pus-o domnul Dragă. Un moment, domnul Bădulescu, se vacantează, să zicem, un post de consilier PNL, da? Da. Și primul pe listă e unul de la PSD. Asta e riscul. Ce se întâmplă? Asta e. Deci trebuie pus cel de la PSD. Asta e, așa a fost convenția. Vă spun, la nivel de județ Buzău. În alte județe nu stă treaba așa. Nu, vorbim, apar discuții. Pot apărea discuții, pot apărea contestații în ceea ce privește hotărârea de validare a mandatului de consilier și instanța de drept își poate spune părerea. Ideea este următoare. Nu am informații că la nivel macro, extraordinar de mare, la nivel național, aceasta ar fi fost problema care este determinantă în ceea ce privește această ordonanță. Adică că ar fi fost soluția, undeva pe țară probleme. Soluția, repet, a fost propusă de președintele Asociațiilor Comunelor din România. Exact pe ceea ce v-am spus eu. Care e soluția? Când vine, păi exact ce v-am spus. Când vine supleantul PSD să dea semnătură de la PSD, când vine supleantul PNL să dea semnătură de la PNL, indiferent... Bun, dar asta ar însemna să nu mai fie pus următorul pe listă. Da, e adevărat că se poate, se pot schimba majorități. Dar ăsta este riscul pe care l-au asumat ambele partide în momentul în care au intrat în această Bun, alianță. Bun, în concluzie, domnul Bădulescu, dumneavoastră ziceți așa, chiar dacă este de la PNL, e riscul peneliștilor dacă au pierdut consilierul, da? Dacă primul pe listă e de la PSD, deci... asta e vine la de la PSD. Asta este situația. Da, asta spuneți dumneavoastră, credință. Dar poate că alți colegi ai dumneavoastră n-ar fi de acord cu lucrul ăsta. Zic, domnule, dacă a plecat de la PNL, să vină unul tot de la PNL. Păi dacă nu poate să sară două locuri, un supleant. Logica electorală ne spune că intră următorul supleant. Legea este clară și eu sunt un om al legii. Deci a plecat unul de la PNL, asta este. Poate mâine pleacă unul la PSD și intră următorul de la PNL. În funcție de cum au fost așezați pe listă. Sau poate au fost trei de la PNL. Păcate, au fost trei de la PNL odată și trei de la PSD. Unul după celălalt. Din păcate, telespectatorul nostru vrea să atragă atenția, da, că, ar putea fi nu este, da, că nu este ceva stipulat, trecut undeva legal și de asta ar putea apărea probleme. Dar nu este trecut în lege. Dar care era... Care e rațional? De ce n-aș veni și aș reglementa acest aspect? De ce să reglementez migrația pentru toată lumea când aș putea veni și reglementa pe strict pe alianțe politice sau alianțe electorale? În cazul ăsta se întâmplă așa? Pentru mandatele care se vacantează de aici înainte se întâmplă așa și de ce nu reglementez chestiunea asta și reglementez migrația politică? Păi haideți că exista modalitate legală să modifici și să reglementezi chestiunea asta dacă asta era mare problemă. Da, încă o dată nu asta a fost mare problemă. Asta e doar un motiv. Motiv. Că nu, eu zic că s-a creat această alianță USL. Eu zic că trebuia mult mai bine închegată și stipulat în această convocare exact cum se va face inclusiv despărțirea.
Da, nu s-au gândit aspecte. La momentul respectiv la lucruri de astea chichițe, apare, să le spun. Apare această ordonanță. Da, haideți să mai luăm încă un telefon în direct. Bună seara! Bună seara, am revenit. E momentul partajului acum cu această ordonanță. Ați ajuns la punctul sensibil al ordonanței. Deci problema nu sunt primarii, problema sunt consilierii și majoritatea din consilii. Pentru că, fiind pe lista USL-ului, degeaba zice domnul Păturescu că era cu acordul ăla, legea e clară. Deci în momentul în care unul se vacantează un post de consilier și vacantarea asta se putea face numai în momentul în care ăla vrea să plece, pentru că sau murea, Doamne ferește, pentru că retragerea sprijinului parlamentar era greoaie. Sprijinului politic. Dacă poți să retragi un consilier. Era USL-ul, era Wailor, se băcau foarte bine. Aici este, deci să vrea ca toți consilierii după lista USL, inclusiv cei supleanți, țineți minte că PSD-ul a accentuat despre supleanți, așa, pentru că o să fie de fapt o listă, o listă PNL-ului și o listă împart apele în momentul de față. Ei, numai că o să fie unul colo, o să fie unul mie, deci la PSD s-ar putea să vină mai mulți sau s-ar putea să treacă la alte partide și atunci o să rămână domnii de la PNL fără consilier. Așa, și atunci o să rămână cu lista lor acolo. Asta este, ce să le facem? Dacă asta e viața, a venit momentul partajului. Da. Acum se face partajul, se dă voie, oamenilor să aleagă între ăla și ăla. Și după aia o să fie într-adevăr niște majorități mai solide. Pentru că este mai ușor să retragi sprijinul parlamentar unui consilier care a ajuns membru PSD sau membru PNL sau așa, pentru că îi retrage sprijinul și atunci urcă următorul după listă. Cum s-a întâmplat la PPD, de a ajuns până la urmă Vesitul Dobroșoru, consilier și ce de... Da. Bine, ok. Ok, mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră. Suntem pe final de emisiune asupra unui ultim aspect. Aș vrea să ne referim puțin pentru că s-a adus ca argument al acestei ordonanțe și faptul că în anumite consilii locale nu există majorități și ele sunt blocate, da? Activitatea respectivelor consilii locale ar fi blocate pentru că nu există majorități. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă ține o astfel de explicație, pentru că chiar dacă este 17-16, cum e la Buzău, da? În Consiliul Județean, există o majoritate. Chit că ea nu place unui anumit partid, în speță PSD-ului, dar există o majoritate. Deci nu se poate spune că nu există majoritate. Se poate spune poate doar că există o majoritate care nu convine cu cuiva. Greșesc cu ceva, domnul Bădulescu? Din punctul meu de vedere, este un argument care nu poate fi susținut din punct de vedere legal. Păi există majorități de 8 la 7, de toate consiliile locale au un număr impar de consilieri și majoritatea există în orice consiliu local din țara românească și a existat de când a fost creată legea în acest ansamblu. Astea sunt lucruri care nu pot să ne arate nouă că nu există o majoritate. Consilierii votează într-un sens sau altul. Și atunci votul majoritar deci ajungeți la vorba mea, poate nu există o majoritate dorită de cineva, dar majoritatea există. Nu există o majoritate dorită de inițiatorii ordonanței și promotorii acestei ordonanțe. Pentru că, nu întâmplător merg pe această linie, domnul Ponta, cu urmă cu vreo 2 luni de zile, dacă nu mai bine, își făcea griji pentru majoritățile din consiliile județene, dacă nu mă înșel, pe acolo unde au fost aleși consilierii pe listele USL cu gândul probabil, și asta l-a împins și spre alianța cu PPD de la acel moment, cu gândul că după fuziunea PNL-ului cu PD-ul, acum ACL și ulterior fuziune, s-ar crea în marea majoritate a consiliilor județene din țară majorități PNL-PD. Asta, de fapt, este marea durere. Majoritatea din anumite consilii județene și faptul că se pot lua anumite decizii de dreapta. Da, ok. Mulțumesc frumos pentru prezența la emisiune, domnul Bădulescu, de asemenea și dumneavoastră, domnul Adrian Mocanu. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe Campus TV. Ca de obicei, la 19:30 urmează jurnalul. Până mâine eu vă spun la revedere și o seară cât mai liniștită.